Religiile lumii se împart în aceste două mari tabere. Pe de o parte, creștinismul, care spune că suntem mântuiți nu prin faptele noastre, ci printr-o soluție care este externă nouă, care este extranos, și religiile păgâne, chiar dacă multe poartă denumirea de creștine, care argumentează că putem fi mântuiți în totalitate sau în sinergie sau în parțialitate, adică Dumnezeu face ceva pentru tine, dar și tu faci cât e negru sub unghie măcar. Ceva ai făcut și tu. Și când te duci în fața lui Dumnezeu, zici, Doamne, ai făcut tu ceva pentru mine, dar hai să-ți spun ce am făcut eu. În unele religii este așa de simplu. Doamne, eu atât am putut face. Am ridicat și eu o mână. Am ridicat și eu o mână. Am zis și eu ceva. M-am dus și eu la biserică. Doamne, totuși, uită-te, nu-s ca și restul, care nici măcar atâta n-au făcut. Creștinismul vine și spune, acestea nu sunt soluția care arată Scriptura, soluția care o revelează Dumnezeu.